Președintele Maia Sandu a propus-o repetat pe Natalia Gavrilița la funcție de prim-ministru. Șeful statului a anunțat în urma consultărilor cu fracțiunile că a primit în scris lista celor 54 de deputați care formează noua majoritate parlamentară. Potrivit Maiei Sandu, unii semnatari ar fi cu probleme de integritate și a ignorat astfel numele Marianei Durleșteanu, propunerea majorității deputaților din Parlament pentru funcția de premier. Șeful statului nu a ținut cont nici de numele fostului său partener politic Andrei Năstase, propus pentru șefia executivului din partea partidului Platforma DA. Am decis înaintarea la funcția de candidat pentru funcția de prim-ministru a doamnei Natalia Gavrilița. I-am solicitat doamnei Gavrilița să creeze echipa, să pregătească programul și să le prezinte Parlamentului.